Jurnalele RTT. La sfârșitul săptămânii trecute, municipalitatea a montat primele bănci inteligente din Brașov, în zona Teatrului Dramatic, pe promenada de pe Bulevardul Eroilor, în dreptul poștei și la primăria Brașov. Alte trei vor fi amplasate în Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și în Parcul Titulescu. Trecătorii care au nevoie să-și încarce telefonul o pot face la aceste bănci, fie că au cablu la ei sau nu. În plus, în zona băncilor există și acces wireless la internet și alte câteva servicii pentru cei care folosesc telefoane, tablete sau laptopuri. Municipalitatea le propune brașovenilor și turiștilor să testeze noul mobilier urban inteligent. Este vorba de bănci a căror șezut este format din panouri fotovoltaice, iar energia verde produsă de aceste panouri poate fi utilizată pentru încărcarea device-urilor mobile, fie că vorbim de încărcare prin fir, fie că vorbim de încărcare contactless. De asemenea, sunt dotate cu senzori de măsurare a calității aerului, cu sistem de internet wireless, iluminat inteligent și aceste bănci pot transmite și mesaje preînregistrate. Pentru cei cu care reporterii au stat de vorbă, utilitatea băncilor este mai importantă, chiar dacă fiecare bancă a costat aproape 37.000 de lei cu TVA, adică peste 7.400 de euro. Cei mai scump e panou acela solar. Și să-și merită banii, ce ziceți? Nu știu, că dacă statul nu-și recuperează banii după ăsta, zic eu. Dacă era cu fisă să îți încarci telefonul, băgai fisa, își scotea banii, altfel n-are cum să scoată banii. Partea e foarte frumoasă și mi se pare foarte utilă ideea, adică na, se întâmplă de foarte multe ori să rămâi fără baterie pe stradă și na, nu și niciodată. Probabil dacă au făcut așa, au gândit să fie bine. Nu știu, mie personal poate nu mă ajută, dar poate sunt oameni care sunt ajutați de aceste bănci. Ți s-a întâmplat vreodată să rămâi pe stradă fără baterie? Nu, 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 nu. Plec fără baterie de acasă, nu. Te asiguri întotdeauna? Da, clar, nu mă bazez că sunt bănci în oraș care îmi încarcă telefonul. Merge spre bine. E, tehnologia avansează. E util, sigur. Rămâi și ai încărcat, ai rezolvat și mergi mai departe. Vi s-a întâmplat să rămâneți prin oraș fără baterie vreodată? Da, pe autobuz și e bine. Știți? Sigur. Da. În 10 minute m-a mai mers. Interesant. Știți ce este? Păi, pentru încărcare telefon, dar mă gândeam că e și caldă să mă așez, că mie îmi place să stau pe cal. Da. Păi, nu știu, e ca ceva solar, nu-mi dau seama. Și cu, pentru încărcare telefon sau ceva de genul. Da. Așa? Sunt necesare? Da, e interesant că am mai văzut și mai încolo, zic, ai că e ceva nou și nou, noi suntem pentru nou. E o treabă bună, un lucru bun. Numai atâta nu știm că dacă putem să stăm pe ea. Se poate să? Dar pare sticlă subțire, de-aia. Se poate să. Da? Da. Că altfel nu făcea tip banc, o făcea panou. Oamenii spun că ar trebui dotate cu sisteme de supraveghere pentru a-i descuraja pe cei care ar vrea să le distrugă. Cei care au venit să le vadă cred că erau necesare mai multe explicații. Ziua se încarcă? Se încarcă ziua. Se încarcă ziua. Da, se scrie aici. Și atunci unde elimină curentul care... Dacă se încarcă de la lumină. Păi are aparataje speciale în ea. Noaptea se vede lumină, probabil. Noaptea nu, dar ziua. Ziua. Ziua se încarcă. Se încarcă. Indiferent, da, că e nori, că e soare, că nu... Panou solar. El se încarcă. Dar folosește la ceva așa bun. Păi telefonul se încarcă dacă vrei. Uitați aici, la telefon, uitați aici. Îl cuplești și îl încarci. Lași mușca telefonului. Aici pui telefonul. Atunci înseamnă că e bun pentru ceva. Păi, da, sigur. Vin ăștia năcăziți, care e boschetare și mai încarcă. Da, că ei n-au unde. Eu păi, mai am la mine acolo, dar îi trimit de acum, îi trimit aici. Dar boschetarii n-au telefon. Au, dumne, dar... Au, vezi de treabă că au. Pentru că soarele trebuie să ajungă la celulele fotovoltaice, băncile au în partea superioară sticlă, astfel că nu este prea comod ca o persoană să se așeze pe ele, mai ales că nu au nici spătar. În județul Brașov, primele bănci inteligente au fost instalate la Ghimbav în anul 2021.
Cele trei bănci Smart din Ghimbavau și Spătar și au costat câte 20.000 de lei. Activitățile incluse în planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Brașov sunt în atenția instituției prefectului și a reprezentanților entităților locale implicate în reducerea amploarii fenomenului drogurilor. În cadrul întâlnirii convocate vineri de prefectul Cătălin Văsii s-au discutat aspecte privind cooperarea interinstituțională în domeniul prevenirii și combaterii comercializării și consumului de droguri. Încă este mult de lucru în acest domeniu. Nu suntem încă acolo unde trebuie să fim ca județ. De aceea, în acest an, una dintre priorități va fi intensificarea acțiunilor adresate părinților, deoarece s-a constatat că mulți dintre ei sunt neinformați în acest domeniu și chiar decuplați de la realitatea cotidiană pe care o trăiesc copiii lor, implicându-se prea puțin și prea târziu în a-și proteja copiii de flagelul substanțelor psihoactive. Ori, acești părinți trebuie ajutați să conștientizeze că prevenția începe în familie. În județul Brașov, cooperarea instituțională a facilitat o mai bună gestionare a intervențiilor prin armonizarea deciziilor cu utilizarea eficientă a resurselor existente. Au început lucrările la cea mai modernă și verde grădiniță construită de municipalitate în cartierul Noua. Încălzirea clădirii cu trei niveluri va fi asigurată cu pompe de căldură, apa caldă va fi produsă cu panouri solare, iar energia electrică cu panouri fotovoltaice. În plus, va fi dotată cu recuperatoare de căldură. Grădinița de pe strada Nucului va oferi cele mai moderne condiții pentru 200 de copii din cartier, în regim de grădiniță cu program prelungit. Municipalitatea derulează și alte proiecte destinate dezvoltării infrastructurii educaționale. Avem în acest moment 6 grădinițe și 4 creșe în stadii avansate ale proiectelor. În cazul de față este noua grădiniță din cartierul Noua, 200 de locuri, o grădiniță verde, o grădiniță cu sisteme de recuperare de căldură, cu panouri fotovoltaice, cu pompe de căldură, o grădiniță la standarde moderne, care va dispune de 10 săli de clasă pe 3 niveluri. Este o investiție importantă pentru dezvoltarea cartierului și pentru sistemul, pentru infrastructura educațională din Brașov. Clădirea va avea demisol, parter și un etaj, care va fi împărțit în spații destinate copiilor. Intenția este ca grădinița să dispună și de o salină artificială cu scopuri terapeutice. Va avea pe lângă sălile de clasă și cabinet de logopedie, funcțiuni conexe și, așa cum spuneam, este o clădire eficientă din punct de vedere energetic și care nu produce rău mediului. Este o clădire NZEB după toate standardele moderne. De asemenea, va fi amenajat un loc de joacă exterior în curtea cu gazon în care vor fi plantați arbori și arbuști. Urmează să fie amenajate parcări pentru părinți și pentru personal. Termenul pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni. Valoarea contractului de proiectare și construcție depășește 19.500.000 de lei fără TVA. Doi prim vicepreședinței Organizației Municipale PNL Brașov, a cărei conducere a fost aleasă în 3 iulie 2021, au anunțat că renunță la funcțiile deținute în partid. Roxana Cojocea și Octavian Ciovică, doi dintre membrii cu vechime din partid, spun că nu se mai regăsesc în modul în care actuala conducere a Organizației Municipale vede politica și au decis să facă un pas în spate. Am luat decizia de a face un pas în spate pentru că nivelul la care s-a ajuns acum în partid prin modul de a lucra, jocuri de culise și prin felul în care sunt evaluați oamenii și sunt tratați, nu este compatibil cu felul meu de a fi. Am crezut că se poate schimba ceva și că putem fi o echipă tânără cu suflet, nu una doar cu interese ascunse. Sunt obișnuită cu ritmul specific campaniilor după o activitate de 27 de ani, însă prefer să nu fac parte din ceea ce urmează a se întâmpla la nivel decizional. Rămân în continuare simplu membru. De cealaltă parte, președintele Organizației Municipale, viceprimarul Sebastian Rusu, spune că demisia este un act unilateral. Asta a fost voința dânșilor și noi cu siguranță ținem cont de ea. O decizie care le aparține, așa cum am mai spus, urmează un an foarte greu, un an în care va trebui să ne dedicăm foarte, foarte mult timp, pentru că știți bine câte rânduri de alegeri avem și probabil că în urma discuțiilor avute la începutul anului vis-a-vis de mobilizare și toate acțiunile pe care trebuie să le avem, unii au ales să
meargă în alte direcții sau să facă un pas în spate, deci decizia este a dânșilor. Octavian Ciovică se plânge de modul greoi în care a colaborat cu actuala conducere a filialei municipale. Viceprimarul Sebastian Rusu și secretarul general Sebastian Bădulescu, fost membru al PPDD. Atât Roxana Cojocea cât și Octavian Ciovică au fost și consilieri locali în mandate precedente. Un gen foarte dificil, caricatura fără comentariu, este reprezentat prin lucrări foarte valoroase la Galeria Europe. Florin Balaban, un român emigrat în Luxemburg, organizează anual o competiție mondială de asemenea lucrări, cu o temă dată. Peste 80 dintre caricaturile care au participat la ediția din 2011 a concursului, care a avut ca temă capitalismul, sunt prezente la Galeria Uniunii Artiștilor Plastici din centrul Brașovului. La un interval de câțiva ani, pauză am avut, am revenit cu caricaturi. Autorul care se și ocupă de treaba asta, Florin Balaban, locuiește în Luxemburg și organizează în fiecare an cel puțin o expoziție mondială, universală, de caricaturi fără cuvinte. E obligatoriu să fie fără text, fără explicații. Și așa cum se poate vedea, tema este, în cazul expoziției din spatele meu, capitalism. Participanți din absolut toate țările lumii, premiați, printre ei și un român. Unul dintre pereții galeriei este rezervat în întregime caricaturilor lui Florin Balaban. Este un ferment în ramura asta a caricaturii în Europa de Vest. Atrage atenția și strânge în jurul lui caricaturiști de soi, să zic așa. Nu oricine poate face caricatura fără cuvinte. Am avut și la noi în România plin de caricaturiști, dar cel care dă explicații e de fapt un ilustrator la un banc, la ceva, dar aici sunt cu substraturi mai fine, mai subtile. Caricaturile pot fi văzute doar până în data de 15 februarie la Galeria de Artă Europe de pe strada Mureșenilor, numărul 1. După această dată, expoziția va fi strânsă pentru a face loc următorului eveniment cultural. Jurnalele RTT.